Să zicem că suntem într-o pregătire permanentă, în sensul în care celelalte concerte, care sunt numai puțin importante decât acestea, duc către aceste momente, să zicem, să le spunem, mai importante, mai de vârf. Vreți să continuați cu proiectele de genul acesta? Să cântăm până cât mai mult, ce pot să spun. E ceva ce n-am îndrăzit să visez vreodată că o să pot. O să putem fi catalizatorii unor oameni care se cunosc și își întâlnează familie și își trăiesc viața efectiv. Este, pentru noi, mai mult decât am așteptat și pot decât să trăiesc acest vis, această întâmplare fericită. Direcția 5 se transformă în Cupidon. La noi? Nu știu dacă s-a transformat, că suntem de mult. E transformat, suntem de mult. Da, și nu numai noi, și mai sunt și alții artiști, dar suntem într-o poziție foarte bună, foarte favorabilă. Oamenii ne ascultă cu adevărat. Nu știu, și atunci când ascult radio și atunci când suntem în centrul vechi și, să zicem, cântă o formație din țările noastre și tot așa. Ceva petrecem și deci, da. N-ascultă, avem într-adevăr o repertoriu foarte bogat, am muncit foarte mult în acești ani și s-au adunat foarte multe cântece frumoase pe care oamenii le îndrăgesc.